Trecem mai departe la Marian Drăgulescu, cel care a fost văzut, înțeleg, luând masa cu actuala soție, fosta soție. Da, e o poveste extrem de delicată. Am zis că o să vorbesc la voi astăzi numai despre lucruri frumoase, dar nu o să vă... Este un lucru frumos, dar dacă ne amintim un pic, povestea lui Marian Drăgulescu este... Sunt trecute, dar niciodată șterse cu buretele, pentru că nu se poate. Mi-aduc aminte că a fost un scandal uriaș în perioada în care Marian Drăgulescu era căsătorit cu Larisa. Au avut o căsnicie pe cât de multă iubire exista acolo, pe atât de multă, despre multă violență s-a și vorbit. Ei au împreună doi copii minunați, numai că Larisa era extrem de geloasă, poate că și el avea problemele lui în acea perioadă, nimeni nu știe adevărul absolut, doar ei îl dețin. Cert este că au avut foarte multe probleme, el se știe că a și atins-o puțin mai mult, a lovit-o, i-a venit cu acele imagini la televizor, a încercat foarte mult să-i strice imaginea campionului nostru mondial la gimnastică, dar până la urmă era și ea de înțeles, pentru că nu este în regulă să, indiferent ce-i face, să primești o lovitură de la bărbatul cu care trăiești. Era și el de înțeles, pe de altă parte, pentru că era foarte multă gelozie în cuplul lor. Până la urmă, ea l-a acuzat și de infidelitate, care avea o legătură cu, uite, chiar cu actuala soție, cu Corina, despre care am mai dat și niște picanterii. Și știm foarte bine despre ce e vorba, că ea ar fi făcut video chat și uite așa a cunoscut-o Marian, tot uitându-se la calculator și încercând să facă alte treburi doar privind niște imagini. Ideea este că toate lucrurile rele s-au dissipat în momentul în care Marian s-a căsătorit cu Corina. Într-o discreție totală în America, au decis să nu mai iasă așa în evidență, pentru că oricum era scandalul cât casa, dacă mai veneau și mai făceau și o nuntă din aia, ca în poveste aici în România, poate că Larisa s-ar fi simțit și mai proști și ar fi reacționat tot așa pe la tot felul de emisiuni. Treaba e că ei au ieșit împreună, da. Înțeleg. Cert este că în timp ei au reușit să ajungă la un numitor comun. Corina, actuala soție a lui Marian, l-a determinat pe gimnasca în timp să vadă diferit lucrurile, să ia viața altfel. El le-a plătit întotdeauna pensia alimentară copiilor, s-a dus să-i vadă și încet, încet a început să iasă în vacanțe cu fosta soție și cu actuala soție. Hai să-l ascultăm un pic pe Marian și ne întoarcem într-o secundă în platou. Am ieșit într-adevăr la restaurant în oraș. Au fost mai multe persoane, printre care și Larisa cu iubitul ei, fata noastră Beatrice, Corina, eu și sora Larisei și cu iubitul ei. A fost o seară frumoasă, am fost la un restaurant de sac de muzică live, am ieșit să ne mai destindem, să ne mai revedem și noi așa mai mulți. Noi am mai ieșit împreună, am făcut și vacanțe cu copii, la mare, la munte, împreună. Nu e niciun deranj. Dar nu este o noutate. Noutatea este că, dincolo de vacanțele pe care le-au făcut împreună, Marian, soția și fosta soție au ieșit împreună la un restaurant cu actualul logonic al fostei soții. Este vorba despre un fotbalist, Ovidiu Mihai, din Râmnicu Vâlcea. E o familie frumoasă, acum e, totul este rost. Slavă cerului că important este pentru copii să se înțeleagă. Fără niciun fel de legătură, dar undeva există un soi de linie conductoare, pentru că te întreb, doamne, cum reușește Marian Drăgulescu să se mențină Marian Drăgulescu după atâta timp? Pe de altă parte, te gândești și cum reușesc fetele astea de pe la Victoria's Secret să se menține așa. Și dacă despre Marian mai știm câte ceva, că putem pune mâna pe telefon să-l întrebăm, despre fetele de la Victoria's Secret... Aoleu, mi le-a adus și pe astea, prezentare de bot.